Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit pe canalul lui Papi de la Strehaia. Prieteni, Papi astăzi a părăsit pe Alin, se află în festival. Unde ești, domnul Papi? Sunt aici la festival, la pădurea mea cea dragă, unde e cel mai frumos festival din care îmi place mie. La pădurica mea, îmi filmează pădurica mea aici, unde e aer. Îmi filmez pădurica, scena acolo, prieteni, o să vă arăt totul. Și îmi filmează așa peisajul frumos. Și prietenii, vreau ca să vă zic că anul trecut Papi aici a fost singur, prieteni, în pădurea asta cu gogoși. Și prieteni, acum ne-am trezit cu 10 gogoșării, prieteni. Lasă-mă să fie sănătate. A venit și Monica. Unde e Monica? Da, bravo. Da. Aici suntem 10 gogoșării acum, prieteni. Vedeți, deci a băgat 10, anul trecut fusărăm doar noi singuri. Asta nu e bulci de 10. Asta nu e un bulci de 10 gogoșării, prieteni. Uitați aici câte sunt, prieteni. Și chestia e să nu plouă, că la noi a fost mare furtună ieri, prieteni. La noi a fost cod roșu și în toată țara. Sperăm să nu vină și acel cod roșu. Adu-te către scenă încolo, Papi. Nu mai mă duc către scenă. Stau aceea în mijloc. Aici fac eu ora mare cu toată lumea din sat care mă cunoaște. Eu iau ora sâmbătă, astăzi e vineri. Iau ora mare aici. Sperăm să prindem un live. Pe cineva să cântă live, telefonul mai sus, că mă filmez aici, așa, și fac ora mare cu primarul, cu toți, de aceea localnicii din sat, sunt prietenii mei, toți. Da, toți. Domnul primar și doamna, cum o cheamă, că ne vede vlogul. Nu mai spune numele. Va spune că ne urmărește mama ei. Uita-i acum, știe doamna de aceea că, care ne urmărește din sat. A zis că ne aduce diplomă de gogoș anul ăsta. Lasă, gata, prea mult te lauzi, Marița. Păi de asta, ca să avem să vadă toți că noi avem cele mai bune gogoși. Sau am în mână. Aia o să vadă. Da. Să vadă prietenii toți, că chiar și toți care au venit, Papi, pe mine nu mă deranjează. Poate să vină și 20. Poate să vină și 20, că gogoșile ale mele nu le face nimeni, nu că mă laud. Că știu și prietenii de pe YouTube care ne-au întâlnit și le-au gustat prin festivale unde am fost. Dar ce să gândire ei toți? Bă, hai că auzărăm de ăsta aici, s-a dat zonul că știa, au auzit că am fost eu anul trecut aceea, da, că am fost singur aceea și gata, acum spargem și noi piatra, prieteni. Bă, nu o să reușească toți care au venit, pentru că pe noi ne știe lumea aceea și nu o să facă față în fața noastră. Sunt pe verișorul meu. Să vină verișorul meu să facă și el treabă, și așa sunt mulți, nu? Da. Tot aude de la prietenul meu Ion că ești... Păi nu i-ai zis de ieri că-l chem și nu i-ai zis, dar... Și am zis să vedem care e treaba. Să nu era motărât. Nu era motărât că dacă rămânem sau nu, dar rămânem că nu mai avem alt festival. Ia, uite-te aici, unde te... Mă uit că mai veni o doamnă acolo, cred că e tot cu gogoș. E doamna aia de la Vâlcea, tot cu gogoș. Da. Hai, lasă. Deci aici gogoș lângă gogoș, gogoș lângă gogoș. Festivalul gogoșilor, aici jucăm pe premii. Da, aici jucăm pe premii cine ia... Ăsta pentru gogoș. Să vedem cine o câștigă. Aici pe cine... Aici cine ia premiul de gogoș. Hai, spune lui doamna gogoș, ca să vadă, să o anunță primarul să ne aducă diploma de gogoș. Da, fă-i vlogul 13-15 minute. Suntem dragi prieteni, aici se va renumi festivalul de gogoș. O să-i punem numele pancarda de acum la intrare pentru la anul. Și așa n-are niciun nume festivalul ăsta. O să-l e fără nume, e o pădure aici bântuită. Eu în pădure, era frumos aici, mie, anul trecut am venit că era și raliu de motociclism. Anul ăsta nu mai e. Anul ăsta nu cred că mai e de motociclism, că s-au mai schimbat multe treburi. Și la anul o să numim acest festival Festivalul Gogoșilor, chiar invităm pe toți prietenii. Cred că ăla plecă prietenul nostru de la Strehaia. Cine? Cine? Prietenul, pune pe pauză. Prieteni, hai ca să vă arăt și scena.
Ce faci, mă, papi? Ai lăsat pe Alin în șatră, ai văzut că umbra cu găleata în cap aseară. L-a prins codul roșu la treia aia. Bine că scăpară în prieteni. I s-a rupt și pomul din curte lui Alin. Dezastru, mașini. Mașina, tot. Pune pe pauză. Să tirăm pe Monica. Toți gogoșari aici s-au strâns, prietenii aici. Mă, papi, festivalul gogoșilor. Mă, papi, lăsa șatra acasă, ce făcuși? Trebuia să te duci la Alin să-l ajuți. Hai să mergem acasă să-l ajutăm pe Alin. Oricum, festivalul ăsta începe mâine, diseară, e liniște. O să fie o țară muzică, puțin oameni. Nu știu, cred că începe și astăzi. Nu mai, nu vezi că... Minute. Hai să mergem încolo să vedem topoganele alea. Vom mașina deschisă. Hai, prieten, să vă arăt scena. Să vedeți ce scenă mare este aici. Dar deja m-am amețit. Acolo e un trenuleț. Vedeți, prieteni? E frumos că e aer liber. E frumos că e aer aceea, dar suntem foarte mulți cu gogoș. Suntem foarte, foarte mulți. Deci, prieteni, am să vă arăt aici, să vă spun. Am tras o sperietură aseară, prieteni. Deci, am crezut că vine sfârșitul lumii, prieteni. Ce sperietură am tras. Deci, eu m-am ales cu o pagubă de coperișul la spate. Mi s-a spart tot. Un geam la casă, prieteni, și cam atâta. Și restul, dezastru. Aveam și un pom prin cu nectarine. Deci, prieteni, n-a mai rămas o nectarină în ea, în pomul acela. Și credeam că mâncăm și noi anul ăsta nectarine, papi. Vine și papi acum, prieteni. Întoarcem camera. De la mine. Stai că poate lovești în el. Stai să pun pe pauză. Nu. Da, e un bine că e aer frumos aceea. Dragi prieteni, suntem la aer curat. Sper ca să mai ține concursul acela de cai și de motociclism. Era pe aici, pe dealurile astea, dar eu nu cred că se mai ține, că a băgat comercializant pe aici, Marița, vezi? Unde? Nu era pe partea aia, papi. Nu, mă, era pe acolo, pe coastă. Mă, papi, o grămadă de furnici pe mine. Da, faci bani. Da, furnici care mușcă. Ai grijă. S-a urcat la pe mine așa acum. Tot timpul nu e să spui la nimeni că am fost eu acolo și am făcut bani mulți. Vezi? Mai spuneam că mai am un festival, că mai am așa. Că... Pretind să vă zic eu că a fost niște comercianți anul trecut care a fost și a văzut că aveam coadă și s-au anunțat tot. Prieteni, acum, ori că nu mai a avut unde să se ducă, ori că... A avut și la Sadu, a avut peste tot. Da, și-a venit în partea asta, aici, că se... Uite, ce la om are curtul roșu ca al meu. Și ce are? N-are nimic. Ha? N-are nimic, ce să aibă? Mai bine. Că să se dă și-l mai încolo, că ai zis, îi spui că trebuie să umbrăm pe acolo. Da, se dă până în stâlp. Te-ai apucat de vlog, asta e, hai să mai stăm 2 minute. Du-te și spune și tu să... Că mă duc, că mai filmez, să meargă mai... La... Să nu intre altcineva după aia între noi. Puțin să se mai dă lângă stâlp ca să avem loc.
Mamă, ce aer curat e aceea, mă duc, îmi iau pătura și mă pun asom, prieten, că și așa este foarte de vreme, foarte de dimineață, de-abia ceasul e 8 și ceva, mă duc să văd ce face Marița, să ridic cortul, prieten, mă apuc de treabă. Lasă-mă, Marița, că avem loc, așa, lasă-l așa. Lasă că știe și el, își face și el loc acolo. Ha, ha, cățelușul al mic. Hai, cuț! De ce de grămadă care o cumpărai acum vine până afară într-aia? Ne, te mai dai și tu încolo, jumătate de metru și gata, la neaneagă. Cu pe pauza. Da. Veteni, trebuie să ne instalăm și noi, că s-a instalat toată lumea. Sperăm să nu vină vreo furtună ceva pe noi astăzi. Stai acolo, nu te mai mișca. Și toată săptămâna asta ne aflăm aceea, prietene, acum. Să vedem ce ieși aici între gogoșile și acum. Și vă mulțumim, prieteni, că sunteți alături de noi. Și revenim mâine cu un alt vlog, prieteni, ori pe canalul meu, ori pe al lui. Dragi prieteni, revenim la dumneavoastră cu vloguri de aici din pădure. Și vă pupăm cu drag, rămâneți în continuare pe vlogurile noastre, vă iubim pe toți că ne urmăriți, vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi, vă pupăm cu drag!